Uite, uite cât e iarba asta. Ce? Dacă de-alaltă e crescut. A, e crescut? Că noi am venit, am fost și duminică un pic, dar ne-am oprit aici la prieteni, la... Aha. Săl, și acolo... Bă, dacă un rol și ceva, am luat trei cruci. Hai mă, dracu, asta, ne apucăm de băuturi. Aha. Cât o fi ceasul? 5, fără un scurt, parcă mă uită eu. Fără 13 minute. 5 fără 13? E bine, e bine, mai stau o leac. Până la 5 jumate. 5 un sfert. O jumătate de oră, să fie. Aaa, mai păcălim, mă. Bine, mă, stai cum mă întorc. Trebuie să mă duc mâine pe la Vulcea. Unde? La Vulcea, la televiziune. A. Să vedem dacă facem vreo emisiune. De pescuit. Că ea a avut un așa închis. Am zis să mă bag eu, realizator, știi? Adică nu să stau să filmez aici cu ăsta mobilul, ci să mă filmeze băieți. Înțelege? Să trăiți băieți, ce fac? Nu zici să fac emisiuni de pescuit. Să mă filmeze cameramanul cum pescuiesc. Ia uite, cum le dau eu în barbă, uite, fuck, să zice cameramanul, domne, drill, drill, da, cameramanul cum, frate. Bagă aici să vadă România. Bagă la Domnul. Ia uite aici, nu, mai stai să mai gire să rea. Fii atent aici ce aduce musca. Bă, cum ai venit mă tu? Și te-ai pus într-o parte așa, ce uite. Deci am plecat, dar. Vii acolo? Da, vin acolo. Bine, dacă nu merge, o arunci acolo de 10-15 ori și mă o. De ce să nu mergă dacă merge? Dacă la mine merge, trebuie să meargă pe drân. Da, da, da. Bă, ce aproape era asta. Omule, te-ai camuflat să nu te mai cunoască? Nu, mă uitam la altă șmecherie, că am dat la fir de pomană până am ajuns la nodătura dintre fire la un metru. Nu știu la ce mai sunt pe asta, ce. Să mai mă, să trăiesc. Să mai mă... Eu știu ce e în găleata mea ce-am prins aici, uite. Numai bucăți. Vedeți ce criză e? Cum nu merge? Iau unul după altul, uite. Ia cât să... am în găleata. Ia să te vreau. Vrei să vezi? Da. Că uite, nu scoate nimeni pește, te uiți, nu? Nu scoate nimeni. Uite, să vezi ce zice musca asta. Ia să vezi. Cum îi mănâncă musca de mustăți. Domnul inginer de la Pilchere, de la americane, uite. Ai înțeles, nu? Trebuie să-i dai ce-i trebuie lui. Dacă îi dai ce-i trebuie, sigur ai șanse de reușit. Hai mă, nu mai vrei să apar la televizor? Nu-ți place? Musca? Păi parcă îți plăcea mai devreme. Nu apuca și tu în gură? Vorbesc cu el, cu pește. Acum nu-i mai place, trage de fir să fug. Mă, e ceva, știi? Adică nu e un curs, cursa goală. Decât deloc. Mai bine unul la secundă. Hai să mai luăm încă unul. Că de-aia am venit. Îi învăț pe domnii și nu vor să vezi. Ce sunt eu vinovat? Diseară să merg la Real să ia pește. Congelat. Proaspăt din acvariu. Cu eu, cu feu, cu dreu. Mai bine așa. Bă, ce l-a luat băiatul la mânt seara. Știi ce bine merge la centrală? Poftim? Merge bine, că la 5 jumate mă duc acolo. De ce ai plecat de la centrală? Păi nu am dat pe acolo. N-ai dat? Ia uite,
Ia uite ce drill, uite domnule în direct. Mamă, unde e cameramanul să mă vadă? Am început să mă laud singur, că n-are cine să mă laude. Bă, dai damă cu cocoașa și ăsta. Dar nu mai era musca aia. Nu, ăsta e agățat așa. E, oia la toate, da. Le încearcă, nu e... Bandi. Ăsta e cel mai bandit pește. Care îl știu după un împrejurimile vulcelilor. Hai să-l vedem încă o dată, cât de bandit este. Îl mănâncă musca pe el sau el pe muscă? Înțelegeți cum e treaba? Ai slăbit-o, banditule, păi până unde vii? Până la mulinetă, n-ai unde să te duci. Și ce face? O slăbește și vine încoa, către mine. Dai, 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 dai în gol. Dai în gol. Și după aia, ai înțeles și grea. Frumusețe mare, nu? Când tragi, când tragi. Hai să mai luăm unul. Cu musca angur. E greu, domnule, e simplu de tot. Nu ați amorțit cu bățu? E bine că aveți antrenament. Dacă mergeți la sală, la... Uite, eu fac așa antrenament, dând așa mereu în închietură. Țac, țac, uite, în mădălă. Țac, țac, țac. Da, ce faceți? Mișcare, că dacă n-aș da, dacă stau eu în apa asta aici, vă dați seama, și n-aș face mișcare, sângele s-ar coagula. Ia uite-l, bă, ce-a dat în muscă, bă. Uite-l cum trage, vezi? Ca să vezi și tu aici, în direct, cum trage peștele la muscă. Acum, spre octombrie. Ia uite ce purcel gras. Mai mare plăcere de pescuit. Că mănâncă pește. Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun că mănâncă. Niciodată nu stă nemâncat. Niciodată nu stă, mai ales acum spre... Ești micuț, mă, bine că ai scăpat. Eliberează-te, să dau la frații tăi. Frații tăi sunt mai în centru, încoa. Așa plăcut e, domnul, că nu vine să mai plec de aici. Hai, domnul inginer, nu se vede nimic în sus. Domnul inginer, nu se... Ia uitați-vă aici. V-am zis să veniți pe malul ăsta, că acolo e faliment curat. Ce dați acolo? Acolo e caras. Nu e niciun răpitor acum. Veniți să vă învăț eu frumos. Lăsați fiarile alea, că nu mănâncă ăștia cu fiare, mai la vară. Aveți ocazia, că după aia plec. Și n-ați aflat secretul reușitelor. Ia uitați ce plăcut se prinde. Pac, pac. Un nou stil. Made in România. Ia să vedem.
Adică tehnica să-l prinzi cu musca în gură. Deci ăsta e prins. A încercat-o. Ia să vedem cât merge ăsta cu ea. Ia. Nu vrei să mai mergi? Contrezi? Băi, stai mă așa, unde te duci? Ei, alo! Băi, lasă-ți țava! Uite-l ce faci! Trage de țava mea! Ei, este în cuția! Nu degeaba ai tăiat undița! Nu am tăiat undița! Îmi dai seama că trebuie să ajung la televiziune să fac emisiuni? Cum mă prezint dacă n-am experiență? Ți-ar fi drag să te duci la filme cu mine? Hai să vedem, că pe alea de păneții l-am văzut! Păi da, mâine mă duc la domn director, astfel... Domnule, am zis, sunt pregătit de tot. Bagă-mă acolo să le arăt la băieți, să-i învăț. Vrei? Lasă-mă. Zici, sunt pregătit, ia uite, ei sunt pregătiți. Nu știu dacă-i vede camera. Ei sunt pregătiți. Ăsta gras e pregătit. Frumusețe maximă. Învăță toate tehnicile, cu om să te distrezi. Asta arată și musca la cameră. Asta e musca. Prin 10 kg de bivan pe zi? Pe zi, 20 de kg în 4 ore și mânca și băut. Dacă mă ceam la strână, luam unul la jumătate de kg. 3 odată erau 700 de grame de când trăgeai odată. Da, pe Volt, da, am reușit să fac filme, dar poate fac acum la emisiunile de la televiziune să meargă cameramanul să mă filmeze, știi, ca lume. Luam clean la kill și aval la 700, câte 3 odată. Deci au 2 kg când scotea, da. Ce să mai... Că nu rezistă. Dar așa acolo trebuie să le tehnicile, înțelegi? Abia aștept să-mi fac bani să mă duc pe Volt acum, că e vremea răpitorilor, dar au răpitori. Și acolo le-am învățat șmecherile, înainte nu foloseam fir textil. Înțelegi? Și ăsta merge frumos în treabă. Acolo îți deam cu plumbul să mai agăța ăstea pe structurile de fund. Acum e altă treabă. Am băzdut. Nu trebuie nici chiar așa. Între linia de muște și pionul textil le legi direct, nu? Da, eu nu pun niciodată agrafe la mine. Nu. Păi odată că vede și peștele arată urâți și când slăbești puțin firul de înțepătura, ăla cade în jos, le trage, e ceva cam necontrolat. Așa vine ea natural. Peștele nu-și dă seama, înțeleg? Niciodată nu le. Ei mai leagă băieții, îi vezi cu dole așa. Te gândești, bă, dar de ce nu mânca pești? Dar dacă vede jucăria, că oricum o încearcă și pe aia să sperie de iasă. Că atunci când miști muștele, miști și agrafa, știi? Și peștele, având în vedere că e și el inteligent, vei, uite, Ana, uite ce plăcut. A pus gura pe țânțar. Cred că pe țânțar, nu? Îl și gâdilă părul ăla de la țânțar, îi place, înțeleg? Pune odată gura, îl gâdilă și mai dă... Înțeleg? Ia uite ce plăcut, e la pescuitul la țeavă. Bătrânești așa, stai pe scaunel cu alea, dacă ai echipamentul care trebuie. Musca care trebuie, țac, 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 e mâine. Scurte și dese, cheia marelor succese. Da, mă, că nici nu mai văd pe unde sunt. Hai, domnul inginer, că scapă ăștia, ia minciog. Dar fiecare pescar este dedicat stilului lui, înțelegi? Poți să-ți convingi pe om, dacă om obișnuit pe mașină să-l ții la avion. Nu vrei să-l ții la avion. Eu încerc să-i învăț, da. Hotărârea e a dumnealor, înțelegi? Mai am unii care perseverează, sunt la centrală aia, că știe că pe verticală e... N-ai, dar mai era un băiat ieri. Calm, bătrânește, a văzut? Mă, eu făceam așa, el făcea așa. Lead, de dea-n țepătele cum l-am urmărit. Dar și lua. Că până la urmă meseria se fură, înțelegi? Eu le spun, dar ei mă vede, pac, 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 îi spui 10 cm, pac, pac, cât să-l înțepe. Dar faci asta după echipament, dacă l-ai monofilament și mai lung, dai mai lung, o leac, mai lung, mai lung, mai lung, și le menții așa.
A, cu ce facem noi? Ăsta, da, și-a scăpat. Că era de vorbă, nu o să-l mai prind. La asta nu trebuie să-ți faci griji că ai scăpat un pește. Ca cu vine următorul. Poate n-ai făcut ce trebuie, uite, să țin firul întins, 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 mai dau mai așa și încerci tras. Uite, uite, vezi? Cu ocazia asta, a, uite-o, înși coboară, înși coboară buldoi, a, uite-o, ți-a dat. Domn inginer, aveți mincioc? Veniți repede cu minciocul, că e moare ăsta. Știți cum s-a lăsat pe ea? Ia uite, domnul inginer, ce bucăți e aici. I-a dat cu coada, bă. Unul normal și unul anormal. Am muște prinzătoare? Nu. Prinzătoare rău de tot. Îi mușcă de unde apuc. Ia uite, bă, frate. De voi, ăsta a ridicat ăla, dar n-ai, cu o musca e nebună, n-ai ce să-i faci. Îl mușcă și pune aripioarele astea, a ridicat el aripa, știi, să se apere, probabil. Să o încerce. Deci am zis că nu trebuie să-ți faci griji, că acum vine iarna. Aici mai e problema cu musca pe fir. Deci el vine imediat, știi cum vine ăsta. Zici că i-ai dat etnobotanice, mai am un prieten care s-a apucat să lege muște. A început să caute atractanți pentru răpitori, auzi, să pună pe muște. Pune, domne, dacă vrei mata și atractanți. Fost plăcerea. Bagă-le și atractanți. Dar vezi să țină atractantul, să nu se ducă. Cumpără și soluții, să trăiască și ăla care face soluții. Acum, eu nu recomand, da. El nu prea avea succes, înțelegi că folosește alt echipament. Alte tehnici, de repede, se enervează, fa. Să-ți faci jocul la gâz acolo. Și dacă nu trage. Că sigur e. Ia uite-l. Să-i faci jocul la gâz, înțeleg? Deci ai o gâză în primire, trebuie să o joci. Mai mult ce să-i fac. Că de-aia ai venit. Unul plimbă cățelul, altul plimbă pilcherul. Ia și o gâză acolo, să o miși eu până. Că de-aia am venit până la Vâlcele și am băgat de 300.000 benzină să mă distrez. Și să mănânc un pește e proaspăt, nu? Dar dacă nu-l prind, unde-l mănânc proaspăt? Că doar nu mi-a apucat să bag plase pe aici. Te mai tentează. Fugi, au fost și băieții, le-am explicat. Nu mă, că am prins. Ultimul cuvânt a fost așa. Nu mă, că am prins eu la ăsta, știi? E înregistrat pe cameră. Dom'le, păi ai, nu știi că ți-ai băduri, nu știi cum am luat. Păi și acum, nu mănâncă el bine. Nu mănâncă el bine și găleata mă trage într-o parte, înțelegi? Eu nu înțeleg o chestie. Dacă n-ar mânca, n-ar mânca nici la mine. Dacă găleata asta mă trage în stânga, cum adică nu mănânc? Uite și tu cum mănâncă de bine. Păi seara acum. I-a dat, a slăbit-o, vine încoa cu ea, uite. Să plimbă, să joacă pește natural, nu, face și el sport. Mai dă cu botul ăla cu o muscă, ia uite. Imediat. Uite, dar a renunțat băiat. Cum plec? Cum să pleacă în direct. Că nu trage pește. Dacă trage, că sunt. Mai auzi pe unii, nu mai e pește, domnule, am mâncat și tu că nu mai. Unde să-l mâncești tu, că? Dacă e aici. Păi ce facem? Azi nu merge, mâine nu merge. Oimine nu trage. E să vezi ce plăcută e treaba aici. La podul 2. Ai slăbit? Bravo ție! Că vii la mulinetă, hai unde te duci? Vii la mulinetă, tata, mi-i mai dai drumul? Ia bă drumul! Lasă-mă că e nu-i adevărat. Treaba ta, eu nu mai simt niciun buldoi. Merg pe mâna ta, hai.
Am mers pe mâna ta, e? Nu-ți place plaja? Păi eu ți-am spus, bă, că nu e adevărat. Cu cine vorbesc aici? Cu turcii? Ai avut noroc. Că doar ai pupat-o, dacă o apucai tu mai bine, o dădeai în bar. Nu o să mai dăm, că e prea plăcut, a ieșit și soarele. Parcă a mai crescut apa. Simt eu la picioare, mă retrag mai încoa mereu. Bravo, bagă apă în el, vine răpitorul. Ai, Gigi, că a crescut apa, haide, ia-o, bravo, mă. Ține așa. A crescut apa, domnul inginer, să nu rămâne suspendat pe acolo. Opa, opa, opa. Vorbăieți și măștele. Pipan la muscă, pipan la muscă. Ce fă, băi, mă înghițești de tot pe larva asta? Uite de. Uite de aici, că dăm în bără. Bun clopoțel. La clopoțel v-am prezentat, da? E murdărit așa de iarbă, da. Așa, da. Băț un lateral. Mai fa față, bă. Hai, bă, jucați-vă, hai. Nu vă lase să vă jucați? Vă las, bă, dar nu mai slăbiți firul ăsta. Ai impresia că a tras ștuca. Așa vii, băieți, încă. Ho, ho, ho. Uite, e unul mare, mă, că prea atâta luptă asta. Oooo, ce bătrân ești, bă, tată, bă. Bă, da, bătrân ești, hai să ne grăbim puțin să te tragem. Și ăștia mă arsă prin la, mă. Ia uitați, domnul inginer. Trofeul. De 17 cm de la podul 2. E mănâncă și el la musculiță. Așa, ia să mai continuim, să mai dau o bucată mare, mare, crescut apă, o fi venit ăștia încă. Mă gândesc eu așa, în mintea mea. Vede că am acoperit ierburile astea. Ce frumos e, cu lărvuța.
și mai aduce larva noastră. Da trăiți! N-am nimic astăzi, am venit așa, le-am dus la magazin. Mâine vin cu produse, azi nu am. Nu am, că ți-aș da. Azi nu am produse, fac filmări. E târziu, stăm de pescuit, acum nu mai facem liniile ori astea. Scăpat toți. Nu-i nimic. Mai dăm. Atacați mă voi aici, că nu vă înțeleg. Atacați voi țânțarul. Acum, mă, așa, mă, nu lăsați în țarul. E belea dacă lăsați în țarul. L-am scăpat și mai am, mă. Alo? Fac filmări, domnul Laurențiu. Podul 2. Nu știu, la podul 2 iau unul mai mare, am luat la 20 cm, ia uite ce dă. Mâine, da, mă duc până la Vâlcea să vorbesc la televiziune și vin încoa. Vin o tătică că e frumos de tot. Exact aici, pe curbă. Da, o să pun filmarea să vezi ce a ieșit. Da, la podul 2. Ia uite ce bucăți. Mar de tot. N-auzi 20 de centimetri. A mai crescut puțin apa. Câte 10 centimetri și a intrat aici invazie. Cu buldos cu fundător. Ce 12? Da, păi știu.